conducem o mașină sub influența alcoolului și poliția nu ne poate face nimic pentru că suntem pe circuitul Titi Aur. E 10 dimineața, nu prea intră tavă de șaturi, așa că avem acest ochelari ca să simulăm beția și să sperăm că nu facem accident. Prima dată o să probăm ochelarii folosind această minge de fotbal, fraților. Mamă, băieți, dar așa se vede după o noapte puternică în club. Nu! Nu! Vrea să-i mai încerce cineva? Bă, da, chiar nu vezi nimic, adică... Am mă, cu pentele astea ale tale, nu vezi tu, fii atent. Pirueta! Cum drag ne-am luat-o, mă? Păi și eu cum conduc cu ochelarii ăștia, mă, frate? Sunt alături de Lucian de la Titi Aur care o să ne ajute să nu murim astăzi, fraților, și o să facem prima dată traseuri fără ochelari, să vedem cum ne descurcăm. Ține mâine pe volan ambele mâini, da? Și vezi că e un jalon în picioare și el a culcat. Deci nu poți să conduc așa. Nu ar fi indicat. Mâine pe volan, te duci în stânga, te duci în dreapta. Mi era frică să ne lea pe tovarășul Mădălin cu noi. Am auzit că voi faceți traseul ăsta pe două roți? Îl face și pe două roți, pe una și pe patru și pe cinci. Și acum mai op aici așa. Așa intri într-un cerc, ai intrat, te duci în dreapta și apoi faci stânga și păstrezi. Stai că nu mai are lichidă servo mașina asta. Da, o să le iau pe toate. Cred că o să-mi iau o oră doar să le pun la loc. Lângă mine nici ușa să faci cu ochelarii loc. Dăm jos ochelarii frumoși și acum punem ochelarii de șpriț. Problema e că e și manuală mașina. Mamă, dar n-am nicio șansă, băieți. Spune lui Madalin să nu mai stea unde stătea înainte, că dau peste el. Și am mergea la Euroins. Bă, da, astăzi se pare că parcă multe șprițuri simulează ochelarii ăștia, adică foarte multe, adică nu știu. Ok, băieți, și am plecat. Ți-a trebuit ție să bem, Gami. Mamă! Gami, pune și tu o muzică. Pune și tu o muzică. Ce facem? Băi, e bine până acum. Surprinzător de bine. Surprinzător de bine. Sincer, pare că a fost obișnuit. Da, mă, asta e ușor. Stai să dau întâi, mâncați și că o să bă, am condus mai bine decât treaz. Opa, am luat nimic. Ajutor! Le-ai oprit pe tot. A, da? Da. Aici. Vezi că e taică-miu, are operație. Păi să se dea. Nu, de aici, așa. Ține stânga. Dacă nu era manuală... Nu avea nicio legătură, oricum e întreaptă, întâi e ca și manuală. Unde se termină, mă, ăsta? Pot, băieți! Sunt curios dacă mă opresc la linie. Și eu sunt foarte curios. Haide! Bun! Ești cum ne-am descurcat, domnul Lucian? Nu știu ce să zic, dar cred că mai bine decât prima tură. E horror, mâncavaș. Noi am făcut clipul ăsta cu scopul de a vă îndemna să nu beți la volan, pentru că uitați-vă cât de dezastruos conduceți. Deci să nu faci să nu beți vreodată și nici să vă puneți ochelarii ăștia la ochi, sincer. Adică e ceva rău de tot. Zbâr, vrei să te dai și tu o tură? Da, a mers surprinzător de bine cu ochelarii la ochi. Vorbești frumos. Da, E starea lui naturală. Este din Botoșani și acolo moldovean. Acolo cafeaua e cu pălică. Haideți, bărule, puneți ochelarii la ochi, băiatul meu. Ești la Vogan. Vezi că nu prea e ulei. Nu, asta să fie cea mai mică problemă la mașina asta, adică nu. Scrieți chiar acum în comentarii, fraților, cine credeți că o să descurce mai bine, eu sau Zbâr? Și dacă tot faci asta, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe, să ne strângem 2 milioane de abonați și să apăsați pe butonul de like, că ne ajută la algoritm. Mersi. E prima oară când conduc mașina asta, apropo. Și-a plecat Zbâr. Băi, bă. Un pic larg aici, dar destul de safe. Îl ia pe primul. Nu știu dacă se aproape de ăla. L-a luat! Taci, n-am luat nimica! Dar eu nu înțeleg cum funcționează ăștia, că dau în reloare. Bă, la nu l-a luat, adică... Dau în reloare, văd în reloare ce se întâmplă. E așa, ești cu alcool. Aici e cel mai greu. Nu! Da, așa, păstrează-te aici. Aoleu! Unde, mă, că nu ține stâng? Nu! Dați-mă dacă sunteți aici! Nu, asta e cercul! Taci! Bădele! Aoleu, aici trebuie să o colesc? Te duci în dreapta, nu aici, te duci în dreapta și apoi aici suntem în cercul. Și acum stânga, da. Și acum în drept. Ia uite, mă. Bă, hier aici cercul, trebuie să faci cercul. Bă, n-ai făcut cercul! Facem o dată, e problemă. Aici e evitare. Pam stânga, pam dreapta. Aici, gata. A făcut praf mașina, mâncava. Noi am făcut asta cu frâna de mână trasă? Nu, am trase frâna de mână. E real așa ceva, îmi vine să vomit. Ce-ai pățit? Mai pot vomit. Da,
dar n-ai făcut cercul ăla pe care trebuia să-l faci. Mamă, cum stă ăsta? Ca femeile. Domnul instructor, cum s-a descurcat zbâr? Foarte rău, în primul rând că i s-a făcut rău, pentru că urechea internă este foarte dezorientată. Nu, 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 n-am avut muzică. N-am avut muzică. De la muzică. Nu ți-am cântat, îmi pare rău. Dacă stai să luăm așa, m-am descurcat chiar bine, dar nu e o laudă. Adică nu ești o laudă, aia zic, surprinzător de bine, deci nu mă așteptam, jur. Bă, zbâr, dacă tu te-ai descurcat așa prost și te-am bătut grupa mare la acest traseu, eu zic că e timpul să spui și tu geul la bătaie. 200.000 de like-uri, mergem cu ochelarii și cu geul pe două. Suntem cu zbâr în spate, băieți. Suntem în geu. Ia vedeți, să nu credeți că e vreo făcătură cu domnul Lucian în dreapta noastră, în caz de se întâmplă ceva, Doamne ferește, să ne salveze. Din păcate n-avem pedale și pe partea dreaptă, dar hai. Bă, ar fi culmea. Lucian a condus-o pe două roți și tu s-o bușești. Gata, băieți, suntem bezi pe circuit. Dacă sunteți de la poliția română și uitați asta, puteți să închideți videoclipul. Let's go, boys. Are 8 metri strada, Gami. Dacă o sparge acum, nu mai vorbesc cu tine, jur. Vrei să iau și Apex-ul frumos sau? Da, mă, dar e lejer, mă, frate, ce ai? Opa. Opa. Era să iau jalonul. Nu, nu știam că e acolo. Aia era. Oule, oule, oule. E puternică, bă, mașina asta. Cel puțin Max Verstappen. Aici asta, asta așa că e mai grea situația. Îi dăm. V-ați speriat, nebunii mei. V-ați speriat, ați crezut că gata. Nu ești șocat că de bine se descurca așa? Bă, bă, da. Opa, e jalon aici. Deci eu nu vine să cred. N-ai cum, Gabi. Opa, opa. Da, mersi, mersi, da, l-am văzut târziu. Pilot automat, știi? Aha, let's go, boys. Băi, ești nebun? Nu mi-e scris. Lejer! Acum scoatem timp. Cum am descurcat, domnul instructor? Sincer, nu știu ce să zic, că te-ai descurcat surprinzător de bine. Oricum, ești? N-am condus niciodată, dat. Deci niciodată. Exact. Deci să nu faceți asta acasă, copii, pentru că e un lucru foarte rău. Asta gen, serios, serios. Asta foarte serios, nu glumim acum. Adică ați văzut efectul condusului sub influența alcoolului, mai ales la jaloane. Vă dați seama că noi acum râdem, glumim, sunt niște ochelari, dar tu când ești sub influența alcoolului, gândești mai greu, te miști mai greu. Adică acum eu sunt perfect lucid, dar văd mai greu. Înțelegeți, dacă ești alcoolizat, nu mai pui frână așa bine, nu mai gândești, să nu faceți asta, că este foarte, foarte rău și vă riscați vouă viața și acelora care participează la trafic și pietoni și oricine altcineva și riscați viețile tuturor. Le mulțumim celor de la Academia Titi Aur pentru că ne-au lăsat să facem acest experiment și țineți minte, nu conduceți beți. Nici măcar puțin. Nici măcar puțin. Nici măcar o bere nu se pune, o gură nu se pune. Nu e legal. Dar domnule Gami, dumneavoastră cunoașteți senzația de a fi beat? Nu. Nu, a? Nu. A, ok. Dă-i tare! Unde p***a mea e?